marginea parcului natural Arabida. Încolo la nord e Lisabona, la vreo 25 km. Aici la est e Setúbal, la vreo 15 km. Și aici sunt defrișări. Nu știu cât de legale, dar copacii se taie în mod sistematic. Cred că și vânătoare se face pe aici. Nu știu cât e de legală. Și în urmă rămâne așa dezastru. Alto da Madalena. Dealul Madalenei sau ce-o fi aici. Lângă Piqueleiros. Chazitão. Probabil nu e chiar parc natural, că aici sigur nu s-ar fi permis tăiatul. În loc cresc niște pini, dar când o să ajungă ei mari de tăiat? Și dacă e acces public, nu cred că e teren privat aici. Creasta dealului. Dealul Golaș al Madalenei, care cândva avea pini seculari sau ce alți copaci mai fi avut pe aici. Alți mintit de foc la deșeuri, resturi vegetale sau ce fi arzând acolo. Și după aceea când se pornește vreun incendiu de vegetație, dau vina pe natură. Acolo se vede golful de la Setúbal. Oceanul. Cred că așa era, cu pini din ăștia. Aici unde au tăiat. Da, se vede. Au fost pini mari. Și acum vine orașul încoace. Zona metropolitană. Nu simțiți o leagă de regret că dau bus la oamenii. Ăștia-s plămânii planetei. Seara Arabida. Pornit unul să-și facă aici vilă, probabil. Că nu cred că era construcție industrială. Seara Arabida. A început unul să-și construiască aici ceva, poate industrie, poate viloaie, dar a oprit șantierul. Ori s-au terminat banii, ori s-au constatat că era ilegal să o face aici în mijlocul naturii, dar avea să aibă căsuță cu vedere spre Lisabona. În mijlocul naturii.
pohta ce-o pohtit nu s-a împlinit. Și se pare că nu-i singur. Mai încerca cineva alături să-și fac palat în sânul naturii. Și li s-a terminat afacerea brusc. Sper să nu mai revină de grabă distrugătorii de verde. Ia uite ce pin gemeni au tăiat. Vă dați seama câți ani avea copacul ăsta, copacul celălalt. L-au făcut zob. Un pâlc întreg. Și-au creat peisaj frumos. Vedere spre capitală. Dezastru. Pe altul de Madalena. Tăiat șpini mici, tineri. Nu numai seculari. Dezastru în orice limbă și în orice țară înseamnă dezastru ecologic. Crimă împotriva naturii. Sper că pinii, brazii ăștia noi, o să recucerească teritoriul. O să restabilească zona verde. Dar depinde și de noi, oamenii.